În apropiere de satul Enisala se odihnește cetatea medievală cu același nume Enisala. Cetatea este atât de impresionantă fiind conservată și des vizitată de turiști. Cercetările au început în 1938 fiind conduse de Grigore Avachian. Ulterior au mai fost realizate o mulțime de săpături sub coordonarea mai multor arheologi. Enisala sau Heraclea este o fortificație medievală construită în anii 1300 în scop militar, defensiv și de supraveghere a drumurilor de pe uscat și de pe apă. La acea vreme, lacul Razim era mai mult un golf pentru Marea Neagră, iar dealul de pe care a fost ridicată fortificația era cel mai înalt și mai bine poziționat. Materialele găsite aici și mai ales monedele bizantine, genoveze, tătărești, moldovene, muntene sau turcești, atestă rolul militar, politic, administrativ și economic pe care l-a îndeplinit cetatea. Eu sunt Dima și te invit să-ți istoria prin intermediul proiectului Dobrogea 143 de la Gărșii din Milet la generația Millennials.